Pace, dragi frați și surori, Domnul Iisus să vă binecuvinteze în seara aceasta. Ne bucurăm că putem să fim din nou împreună în 18.05.2023, la această oră, ora 22. Ne bucurăm că Domnul lucrează și, așa cum vedeți și cum v-am și anunțat de fapt, aveți în seara aceasta oportunitatea să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. Invitat l-am în seara aceasta pe fratele păstor Dan Lucaci de la Biserica Învierea din Oradea. Pace, frate păstor, mă bucur să vă avem din nou între noi cu tema aceasta, ce găsești când treci dincolo de aparențe. Frate Adrian, mă bucur să te reîntâlnesc, mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze, mă bucur să vă reîntâlnesc pe toți care în această seară sunteți împreună cu noi. Mă rog ca pe toți Domnul să ne binecuvânteze într-un mod deosebit. Amin, amin. Chiar dacă suntem într-o oră târzie, așa cum decurge programul acesta și cum știți, se va vorbi din cuvântul Domnului, apoi la final vom înălța o rugăciune pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care au nevoie de rugăciune și ne vom adresa Domnului pentru cauzele care vor fi scrise. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Înainte să încep seara aceasta, frate Dan, vreau să înalț o rugăciune ca Domnul Iisus Hristos să lucreze și Domnul să își facă lucrarea în seara aceasta așa cum El a hotărât-o dinainte și Domnul să aducă sufletelor alinare, bucurie și tuturor ceea ce au nevoie de acest cuvânt. Amin. Tată din ceruri, în această seară, Doamne Dumnezeule, ne rugăm ca Tu să binecuvintezi lucrarea aceasta, Doamne. Amin. Ne rugăm, Tată din ceruri, ca Tu să Te atingi de cei care sunt. Ne rugăm, Doamne, ca cuvântul Tău să ajungă în casele celor care au nevoie. Ne rugăm, Doamne, ca singurul nume, Iisus Hristos, să fie proslăvit. Acest nume scump, Doamne, Dumnezeule, care Tatăl din ceruri s-a înălțat la ceruri. De aceea, Doamne, Dumnezeule, în seara aceasta ne bucurăm că Tu ești lângă noi. Ne bucurăm că Tu faci lucrarea aceasta, Doamne, și vei aduce, Doamne, multă pace, vei aduce, Doamne, lucruri descoperite în inima celor care, Doamne, nu cunosc. Și mă rog în seara aceasta, Doamne, Dumnezeule, să atingi orice inimă bolnavă. Amin, ne rugăm, Doamne, din toată inima și lucrarea aceasta, Doamne, este spre vestirea cuvântului Tău, Doamne, spre aducerea, Doamne, cuvântului Tău, ca fiecare inimă să înțeleagă și să priceapă. Să meargă până la capătul pământului, Doamne. Și Tu, prin fratele păstor, Doamne, prin fratele Dan, te rog, Doamne, prin Duhul Sfânt să-i dai cuvânt. Îți mulțumesc că în seara aceasta, Doamne, este aici împreună cu mine și putem să facem lucrarea aceasta, Doamne, împreună, Doamne. Îți mulțumesc pentru acest fapt. Cât timp, Doamne, avem oportunitatea să facem, dă-ne putere să facem și să lucrăm pentru împărăția Ta, Doamne, să ne bucurăm, Amin, Doamne, împreună cu cerul Tău, Doamne, că atunci când va veni ziua, toți, Doamne Dumnezeule, să nu fim pierduți și să stăm la masă cu Tine. Îți mulțumim, Iisuse, pentru tot ceea ce faci. Amin. Amin. Așa cum ne-am obișnuit, de fapt, când sunt eu cu fratele păstor împreună, fratele va aduce un cuvânt. Iar acum, frate Dan, vă dau oportunitatea să continuați. Frate Adrian, frați și surori, cartea Exod ne spune în capitolul 3, versetul 1, că Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului, și odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. În această situație, Moise trece dincolo de obișnuință, trece dincolo de procedurile pe care le urma în fiecare zi. Și în momentul în care treci dincolo de obișnuitul tău, dincolo de lucrurile acelea comune pe care le faci în fiecare zi, ai oportunitatea să vezi mâna lui Dumnezeu, ai oportunitatea să ai parte de o experiență specială cu Dumnezeu.
În această seară vă propun fiecare dintre voi să trecem dincolo de obișnuit, să trecem dincolo de aparențe și vom găsi câteva lucruri foarte importante pentru noi, pentru credința noastră, pentru trăirea de fiecare zi. Moise, într-o zi, a pășit dincolo de obișnuitul lui și a avut parte de o experiență specială cu Dumnezeu. Mă rog în această după masă, în această seară, să trecem dincolo de aparențe, dincolo de obișnuitul nostru, ca să vedem ceea ce vrea Dumnezeu să ne învețe, să avem parte de experiențe speciale cu Dumnezeu și unii cu ceilalți în prezența lui Dumnezeu. Mesajul pe care Dumnezeu în această zi mi l-a pus pe inimă pentru noi, l-am intitulat Ce găsești când treci dincolo de aparențe? Ce găsești când treci dincolo de aparențe? Așadar, vă propun împreună să pășim dincolo de aparențe. În primul rând, când treci dincolo de aparențe, afli că ești într-un război spiritual. În primul rând, când treci dincolo de aparențe, afli că ești într-un război spiritual. Nu știu câți dintre noi conștientizăm această realitate. De dimineața până seara, fiecare dintre noi ne găsim într-un război spiritual. Pe de o parte este Dumnezeu, care ne îndeamnă să facem lucruri frumoase. Pe de altă parte este diavolul și toți demonii lui, care ne îndeamnă, ne influențează, ne ispitesc, diavolul și îngerii lui, să păcătuim împotriva lui Dumnezeu, să facem lucruri reprobabile. Fiecare dintre noi trăim această tensiune spirituală. Pe de o parte, suntem îndemnați de Dumnezeu să facem lucruri frumoase, să-i slujim lui Dumnezeu, să fim o binecuvântare pentru cei de lângă noi. Pe de altă parte, este diavolul care ne ispitește să facem rău celor de lângă noi și să ne distrugem viața din punct de vedere spiritual. Iată, dar aceasta este tensiunea spirituală pe care o trăim în fiecare zi. Și dincolo de aparențe, constatăm, aflăm, descoperim faptul că ne găsim într-un război spiritual. Una dintre cele mai interesante picturi pe care am văzut-o vreodată, frate Adrian, frați și surori, este aceea unui om care de mâna dreaptă era apucat de un înger care a tras spre biserică și dincolo de biserică era o cale care ducea spre cer, spre raiul lui Dumnezeu. De mâna stângă era apucat de un demon care arăta spre un club de noapte și drumul acela ducea spre iad. Asta este tensiunea pe care o trăim fiecare dintre noi. Suntem în acest război spiritual. Noi, pe de o parte, suntem, repet, îndemnați de Duhul lui Dumnezeu să facem lucruri frumoase. Pe de altă parte, este diavolul care încearcă prin toate modalitățile lui să ne distrugă spiritualitatea, să ne facă să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Această realitate spirituală a trăit-o însuși Domnul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Matei, capitolul 4, evanghelistul Matei ne descrie această confruntare, acest război spiritual pe care l-a trăit Domnul nostru Hristos. După ce a fost botezat de către Ioan în Iordan, Domnul nostru a fost condus de Duhul Sfânt în pustiu pentru a fi ispitit. Acolo spune evanghelistul Matei, postește 40 de zile. După aceste 40 de zile de post, vine Satan la el și spune în felul următor: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă este adevărat ce a spus despre tine Tatăl în apa Iordanului, demonstrează acest lucru transformând pietrele acestea în pâine, pentru că ți este foame. Spune Scriptura că Domnul nostru a flămânzit. Și în situația aceea de necesitate de a mânca, Hristos se confruntă cu această ispită să transforme pietrele în pâine. Hristos spune, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Apoi spune Scriptura că diavolul îi arată toate strălucirile acestei lumi, toată gloria, toată frumusețea, tot ce e mai luxos, mai opulent din această lume. Și spune, toate acestea sunt ale mele. Dacă te închini cu fața la pământ, pe toate acestea ți le dau ție. Iar Domnul spune, este scris, să te închini Domnului, Dumnezeului tău și numai lui se slujește. După aceea, spune Scriptura că diavolul îl duce pe Domnul Hristos sus pe templu, pe streașina acoperișului templu. Înălțimea respectivă, până jos în Valea Chedron, însemna vreo 56 de metri. Și spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris în cartea psalmilor, Dumnezeu își va trimite îngerii, te vor lua pe brațe, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iar răspunsul lui Hristos este următorul, este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Te rog să remarci împreună cu mine, fratele meu și sora mea, drag prieten, că însuși Domnul nostru Hristos a trăit acest război spiritual. El a înțeles că în spatele necesității pâinii, este adevărat, era foame, avea nevoie să mănânce. După 40 de zile de post, omul are nevoie de pâine. Dar el înțelege că în spatele nevoii de a mânca, în spatele nevoii acestea existențiale, este o ispită a celui rău și anume să transforme piatra în pâine, să facă o minune pentru el însuși. Niciodată Hristos n-a făcut minuni pentru el însuși. Hristosul lui Dumnezeu face minuni, a făcut minuni și face minuni, dar de fiecare dată le-a făcut pentru ceilalți și le face pentru noi. Niciodată Hristos nu a folosit
folosit puterea lui dumnezeiască pentru el însuși, ci de fiecare dată a folosit-o pentru oameni, pentru tine și pentru mine. Hristos înțelege această luptă spirituală. Când îi se promite succesul profesional, când îi se promite succesul în această lume, toată lumea să-l aclame, toată lumea să-l aprecie. Hristos spune că închine mai importantă decât succesul și propășirea materială, decât toată aprecierea acestei lumi. Ceea ce spune Dumnezeu despre tine este mai important decât ce spune lumea despre tine. Când este vorba de a forța mâna lui Dumnezeu, crezând că Dumnezeu este obligat să facă anumite gesturi extreme de dragul nostru, că noi îl probăm pe Dumnezeu, Hristos spune, este un război spiritual. S-a spus să nu-L ispitim pe Domnul. Te rog să remarci, prea iubitul meu, că Domnul înțelege această realitate. În spatele tuturor acestor tentații este diavolul care încearcă să-l compromită spiritual pe Hristos. Să-l facă pe Domnul Hristos să se îndoiască de identitatea lui, că este Fiul lui Dumnezeu. Să-l facă pe Domnul Hristos să se îndoiască de planul lui Dumnezeu de mântuire și să bată palma cu Satana, cu alte cuvinte. Iubiții mei, Hristos a trăit acest război spiritual. Fiecare dintre noi trăim un astfel de război spiritual. În spatele minciunii este diavolul. În spatele dorinței de a bărfi pe cineva este diavolul. În spatele egoismului acela dus la extremă, care distruge toate relațiile, relațiile importante din viața de familie, relațiile profesionale, relațiile bisericești, este diavolul. În spatele unei lăcomii aparte, simți nevoia aceea să bei foarte poate mă simt nevoia să fume, simt nevoia să te drugezi, este diavolul care vrea să te distrugă. În spatele ispitei de a juca banii la jocuri de noroc este diavolul. În spatele tuturor ispitelor pe care tu le trăiești în fiecare zi, a omului care vine să te enerveze, poate în trafic, cineva te clanțonează, cineva se răstește la tine, ascultă-mă, în spatele acelui om de fapt este diavolul care încearcă să te facă să te enervezi, să-ți pierzi cumpătul, să te pui în situații neplăcute, să-L faci pe Dumnezeu de râs. În spatele acelei oferte de a trăi în imoralitate cu o persoană, poate care arată într-un anumit fel, dragul meu, este diavolul care vrea să-ți compromită mântuirea, să-ți compromită căsnicia. În spatele acelei pâini mai ușor câștigate printr-o șmecherie, printr-o înșelăciune, printr-o chestiune de lapidare financiară, prin anumite chestiuni care știi că nu sunt potrivite, este diavolul. El îți promite propășirea financiară, el îți promite că o să-ți meargă bine, dar nu-ți mai spune câte necazuri să ai după aceea, că îți distrugi viața, îți distrugi familia, distrugi relația cu Dumnezeu, care este cel mai important lucru de sub soare. Dragii mei, în spatele tuturor acestor ispite este diavolul. Când te enervează foarte tare soția ta și îți vine să-i dai o replică mai acidă, când te enervează soțul tău și îți vine să-i spui un cuvânt mai acid, când îți vine să urli la copiii tăi, când îți vine să te ceri cu părinții tăi, cu socrii tăi, cu cei care te nedreptățesc, când îți vine să urăști pe cineva din toată inima, când îți vine să-l invidiezi, bă, ce viață bună duce el, uite ce casă frumoasă, ce mașină frumoasă, ce bine merge profesional, dragul meu, în spatele tuturor acestor lucruri este diavolul. Când începi să fii nemulțumit de viața ta, nemulțumit de biserica din care faci parte, nemulțumit de soția ta, nemulțumit de soțul tău, nemulțumită de soțul tău, nemulțumit de copii, nemulțumit de felul în care Dumnezeu îți gestionează viața și Duhul acesta al nemulțumirii, această stare de nemulțumire pune stăpânire pe tine, prea iubitul meu, este diavolul care vrea să te facă să te îndepărtezi de Dumnezeu. Ce găsești dincolo de aparente? În primul rând, afli că ești într-un război spiritual. Hristos a găsit război spiritual. Tot astfel și tu și eu, fiecare dintre noi, ne găsim într-un război spiritual. Când treci dincolo de aparențe, mai găsești un lucru și anume, că ești ceea ce faci și nu ceea ce crezi. Ești ceea ce faci și nu ceea ce crezi. Fiecare credem despre noi că suntem grozavi. Credem despre noi că suntem tați extraordinari, mame extraordinare, fiuri, fiice extraordinare, suntem oameni de treabă. Vorba fraților lui Iosif, noi suntem oameni de treabă. Asta a fost convingerea lor despre că ei sunt oameni de treabă. Însă, dincolo de ceea ce credem noi despre noi, este realitatea. Și realitatea nu este în funcție de ce spunem noi despre noi înșine sau ce spun alții despre noi, că ne sunt mai de aproape, că ne sunt mai de departe, ci realitatea este ceea ce noi facem în fiecare zi. Cu alte cuvinte, noi suntem ceea ce facem, nu ceea ce ne-am dorit, nu ceea ce ne imaginăm, nu ceea ce credem despre noi. Toți credem despre noi că suntem grozavi, toți credem despre noi că suntem pocăiți, că suntem cei mai deștepți, suntem cei mai frumoși, suntem cei mai corecți oameni de pe fața pământului. Toți credem despre noi înșine că noi avem dreptate. Dacă nu mă crezi,
discută cu cineva în contrapartidă, în contradictorii și în modul cel mai sincer vei spune că el este pe un drum greșit și că părerea ta este cea mai potrivită. Asta credem noi despre noi înșine. Că noi suntem pe drumul cel bun, că noi suntem deținătorii adevărului, că toți ceilalți, dacă este cazul, sunt într-o eroare, dar noi suntem pe drumul cel bun. Iubiții mei, noi suntem ceea ce facem și nu ceea ce credem că suntem. Biblia ne spune în Evanghelia după Matei, capitolul 25, că la un moment dat Hristos prezintă acest tablou, urma să aibă loc o nuntă. O mireasă este împreună cu 10 domnișoare de onoare și așteaptă să vină mirele. În vremea respectivă, înțelegerea de nuntă era făcută între tatăl miresei și mire. De regulă, mirele era mai în vârstă decât mireasa cu câțiva ani buni și discuția era între mire și tatăl miresei. Se face această înțelegere, nunta este planificată, după obiceiul iudaic trebuia să faci mai întâi o căsuță și abia apoi să vii după logodnica ta, după mireasa ta care are să-ți devină după aceea soție. Omul își pregătește casa, pregătește totul și acum urmează nunta. Mireasa este pregătită, este îmbrăcată în haina de mireasă, domnișoarele de onoare o însoțesc și acum se așteaptă să vină mirele. Dar tot după obiceiul iudaic, înainte să vină mirele, își trimite un grăitor, cum îi spunem noi în România. Și omul acesta, vestitorul acesta, în toiul nopții, spune Scriptura că în mijlocul nopții, a venit și a strigat, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Toate cele 10 fecioare care au dormit se trezesc, își pregătesc candelele. Vă rog să remarcați, prea iubiților, ele au un de lemn în candele. Spune Scriptura că aveau un de lemn în candele. Ele fac următoarea precizare. Ce vom face? Ni se sting candelele. Asta înseamnă că candelor ardea. Acum, cât ardea o candelă? O candelă ardea uleiul de un de lemn cam 15 minute. După 15 minute trebuia să pui din nou un de lemn în candele și în felul acesta aveai lumină. Iubiții mei, fetele acestea, 5 sunt înțelepte, 5 sunt neînțelepte datorită următorului fapt. 5 dintre ele și-au luat un de lemn nu doar în candele, care ardeau 15 minute și apoi se stingeau, ci și-au luat un de lemn de rezervă și în vase. Așa se face că după 15 minute în care candelele ard și un de lemn nu se arde, se luminează, dar de lemnul arde, se constată faptul că trebuie din nou alimentate candelele cu un de lemn proaspăt. Dar iată situația delicată, pentru că 5 nu sunt înțelepte, se văd în situația în care li se sting candele, n-au un de lemn de rezervă în vase. Mirele n-a venit în 2-3 minute, n-a venit în 5 minute, se pare că a venit undeva înspre 15 minute sau chiar mai târziu puțin. Și în momentul acela, neînțeleptele le spun celor înțelepte, dați-ne din un de lemnul vostru, li se sting candelele. Dar cele 5, tocmai pentru că sunt înțelepte, le spun în felul următor, nu putem să vă dăm din unde lemnul nostru, pentru că dacă v-am dat din unde lemnul vostru, nu ne-ar mai ajunge nici nouă, nici vouă. Și în felul acesta compromitem nunta, pentru că ele trebuiau să iasă în întâmpinarea mirelui, ținându-și candela în dreptul feței, ca să se vadă că sunt fete cinstite. Femeile de morav ușoare, prostituatele de regulă, își acopereau fața pentru că nu voiau să fie cunoscute, identificate. În Israel, femeia care n-avea ce să-și reproșeze, avea o viață frumoasă, morală, își descoperea fața să-i se vadă fața pentru că este femeie cinstită. Prin faptul că ridicau candela în dreptul feței să le se vadă fața, subliniau faptul că și mireasa este o fată cinstită. De asemenea, îl aduceau pe mire în sala sau în camera unde stătea și aștepta mireasa și apoi împreună cu mireasa, cu mirele, fetele acestea aveau datoria să meargă prin tot satul cu aceste candele ridicate ca să facă lumină pe drum până vor ajunge acasă la mire unde avea să fie procesiunea nunții. Dar vă rog să remarcați următorul lucru, frate Adrian, frașii și surori, dragi prieteni, Hristos însuși, Domnul și Mântuitorul nostru, spune că 5 sunt înțelepte și 5 sunt neînțelepte. Dar Hristos nu folosește cuvinte gratuite, ci Hristos sublinează o stare de fapt. Toate 10 și-au dorit să fie fete înțelepte, toate 10 și-au dorit să aibă parte de o nuntă foarte frumoasă, dar realitatea este diferită de ceea ce crezi. Realitatea este așa cum procedezi. Hristos nu le amestecă pe toate, spunând că toate sunt la fel, toate sunt înțelepte, ci Hristos sublinează o realitate concretă. 5 sunt înțelepte, 5 sunt neînțelepte. Cu alte cuvinte, Domnul nostru Hristos ne învață că dincolo de aparențe, noi trebuie să înțelegem acest lucru. Suntem ceea ce facem, nu ceea ce credem despre noi. Toți credem că suntem oameni pocăiți, dar știți cât de pocăiți suntem noi? Așa cum ne trăim viața. Apostolul Pavel spunea la un moment dat că el a fost răstignit împreună cu Hristos și trăiește, dar nu mai trăiește el, ci Hristos trăiește în el. Și acum viața pe care o trăiește în fiecare zi, în cotidianul lui, este trăită pentru gloria lui Dumnezeu. Noi suntem atât de
copiți atât de plăcut lui Dumnezeu, cum arată faptele astea. Cum ne purtăm în față, așa suntem noi cu adevărat. Cum ne purtăm în biserică, așa suntem cu adevărat. Cum ne purtăm la serviciu, cum ne purtăm atunci când suntem enervați. Când cineva te ispitește, când cineva te enervează, când cineva te nedreptățește, aud vorbele de ceva, frate, zice, mi-am pierdut cumpătul. E adevărat, uneori ne pierdem cumpătul, dar ascultați-mă, Hristos spune așa, din prisosul inimii vorbește gura. Și dacă ne scăpăm să spunem câte o jurătură, ne scăpăm să spunem câte un cuvânt reprobabil, în mod indiscutabil cuvintele acelea sunt în sufletul nostru. Dacă atunci când te enervezi, te scapi și mai spui câte un blestem, câte o jurătură, dragul meu, tu ai o problemă spirituală. Dacă atunci când te enervează cineva, începi să te enervezi foarte tare, te agiți foarte tare, îți pierzi cumpătul, îți pierzi controlul de sine, asta înseamnă, dragul meu, că tu ai o problemă spirituală. Ascultați-mă, iubiții mei, noi nu suntem ce credem noi că suntem. Noi suntem ceea ce facem. Vorbele noastre spun multe despre noi, gândurile noastre spun multe despre noi, faptele noastre spun multe despre noi. Noi suntem ceea ce vorbim, noi suntem ceea ce gândim, noi suntem ceea ce trăim, noi suntem suma relațiilor noastre, noi suntem ceea ce trăim în fiecare zi. Degeaba spunem, noi suntem grozavi, atât suntem de grozavi cât arată viața noastră că suntem grozavi. Atât suntem de pocăiți cât timp ne rugăm, atâta suntem de pocăiți cât citim Scriptura. Atâta suntem noi de plăcuți Domnului cât postim. Atât suntem noi de apropiați de Domnul cât timp venim la biserică. Cât timp îi dedicăm lui Dumnezeu, asta arată pocăința noastră. Noi spunem, vrem să ajungem cu Dumnezeu în cer, vrem o veșnicie întreagă cu Domnul în cer, să ne-o dăruiască Dumnezeu. Dar până să ajungem în glorie, să ajungem cu Dumnezeu în ceruri, este important ca în fiecare zi să ne pregătim, să ne apropiem de Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu. Noi suntem ceea ce suntem, nu ceea ce ne dorim, nu ceea ce credem despre noi, nu ceea ce ne imaginăm noi despre noi. Dragii mei, ce găsim când trecem dincolo de aparențe? Al doilea rând, descoperim că noi suntem ceea ce facem, nu ceea ce credem despre noi, nu ceea ce ne dorim, nu ceea ce ne propunem, nu ceea ce ne imaginăm că suntem. Într-o duminică după slujba de dimineață, un tată vine acasă, predică. Cator fiind, se pune la masă împreună cu soția, împreună cu ceilalți proști din familie, stau la masă, mănâncă și discută. Și la un moment dat, tata zice, cum ți se pare, draga mea, că am predicat asta? Soția spune, draga, ai predicat foarte bine. Ai fost și biblic, ai fost și practic, ai fost și logic, foarte frumos am predicat, am văzut că frații au primit predica, surorile au primit predica, a fost o slujbă deosebită și m-am bucurat de felul în care Dumnezeu te-a folosit. Celălalt copii mai mari din familie au zis, tată, ai predicat foarte bine, Dumnezeu te-a folosit. Dar unul dintre copii, undeva spre 7 ani, spune, tată, de zis ai zis bine, dar tu nu trăiești punctul 3 din predică. Și mărturisește fratele păstor și m-am enervat foarte tare. Cum nu trăiesc eu, mă băiete, punctul 3 din predică? Tată zice, tu ai zis să nu ne enervăm și tu te enervezi foarte tare. Uite, chiar așa cum te enervezi pe mine. Și mărturisea fratele păstor, a trebuit să recunosc faptul, că într-adevăr, eu mă cam enervez, mă cam supăr, îmi pierd răbdarea și trebuie să mă pocăiesc. Iubiții mei, noi suntem ceea ce facem, nu ceea ce ne-am dorit. Toți suntem extraordinari, toți credem despre noi că suntem mai mult decât suntem în realitate. Dar să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că dincolo de aparențe suntem ceea ce facem. Și dacă suntem ceea ce facem, haideți să facem lucruri frumoase, să facem lucruri care îl onorează pe Dumnezeu, să ne trăim viața frumos, să ne rugăm, să postim, să citim Scriptura, să venim la biserică, să fim tați buni, să fiți mame bune, să fim fii buni, să ne cinstim părinții, să fim o binecuvântare pentru părinții noștri, pentru socrii noștri, să fim o binecuvântare pentru cei din biserică, pentru colegii noștri de la facultate, de la locul nostru de muncă, să fim oamenii lui Dumnezeu, să trăim, amin, dar să nu mai trăim noi, ci Hristos să trăiască noi și viața pe care o trăim în fiecare zi, în familie, în societate, la biserică, chiar și în concediu și pe stradă, să fie trăită viața noastră pentru gloria lui Dumnezeu. Ce găsești când treci din de aparențe? 1. Afli că ești într-un război spiritual. 2. Ești ceea ce faci și nu ceea ce crezi. 3. Când trecem dincolo de aparențe, ne putem cunoaște unii pe ceilalți. Ce găsești când treci dincolo de aparențe? Găsești niște oameni minunați. În urmă cu ceva vreme am citit o întâmplare, se spune că la un moment dat un om și-a căutat loc de muncă. Și-a căutat loc de muncă, s-a uitat peste tot, n-a găsit decât la grădina zoologică. S-a dus la grădina zoologică să vadă despre ce este vorba, ce ar putea să facă acolo și cât îi salarul. Salariul era cât de cât ok, dar ceea ce i s-a propus să facă puțin l-a nedumerit. I-a spus administratorul grădinii zoologice, zice, domne, ne-a murit gorila și avem nevoie de unul care să facă pe gorila până vine una adevărată. În prima instanță s-o șucări cum să facă pe gorila. Și din urmă a acceptat, s-a îmbrăcat într-un costum de gorilă și toată ziua stătea acolo în cușcă și făcea câte o lecuță pe gorila. Mai mânca câte o lună, mai mânca câte o banană, mai făcea diferite tumbe să pară o gorilă grozavă.
era atracția grădinii zoologice. La un moment dat, unul dintre îngrijitori, din atenție, deschide cușca leului, nu știu cum se face, că gorila noastră stă față în față cu un leu foarte mare. În momentul acela începe să strige, ajutor, ajutor, ajutați-mă, ajutați-mă. La care leul ridică o labă mare și zice, stai liniștit, taci din gură că ne pierdem slujba amândoi. Când omul are timp să-l asculte pe celălalt, își dă seama că atâtea lucruri unesc de numai. De multe ori noi ne certăm între noi pentru că nu ne facem timp să ne cunoaștem unii pe ceilalți. De câte ori n-am auzit vorbe, bă, ce arogant e ăla, bă, ce, nu știu cum e. Și poate nu a fost un om arogant. Poate e un om mai introvertit, poate e un om care a avut anumite experiențe neplăcute în viață și este puțin mai rezervat. Dar noi imediat te etichetăm, ăsta e mincinos, ăsta e mândru, ăsta e arogant, ăsta e un om răutăcios, ăsta e egoist. Dacă noi ne-am face timp să ne cunoaștem unii pe ceilalți, să trecem dincolo de aparențe, am găsit niște oameni fantastici. Eram undeva să predic și la un moment dat îmi pregătea casca pentru predică un tânăr care avea o freză foarte interesantă. M-am uitat la el și la un moment dat îmi zice, îți place freza mea. Mă fiind și în biserică, ce să-i zici? Nu poți zice nici așa, nici așa. Zic, mă, ai o freză foarte interesantă. Și până îmi reglează casca pentru predică, îi zic, da, auzi, am o întrebare că te-a venit vorba, că tu m-ai abordat. De ce ți-ai făcut o freza asta așa de interesantă? La care zice, frate Dan, am vrut să ies în evidență. Omul acesta avea o problemă, probabil, de siguranță. Nu se simțea suficient de apreciat, nu se simțea destul de vizibil și atunci a simțit nevoia să-și facă o freză mai ciudată puțin, ca să nu zic mai mult, ca să atragă atenția. Probabil, e o vorbă pe care am auzit-o, zice, cine nu aude șoaptele, va auzi urletele. De multe ori sunt probleme în familie pentru că, și se ajung la dispute foarte serioase, pentru că soțul și soția nu au timp să se cunoască unul pe celălalt, nu au timp să vorbească unii cu ceilalți. Până ne căsătorim, toată ziua suntem la telefon, toată ziua am vrea să-l vedem pe celălalt. După ce ne căsătorim, mai vin și un copii pe lume, agitații, facturi de plătit, chitanțe de pus sus, că nu se piardă, rate de acoperit și mai departe, stres și așa mai departe, ne pierdem interesul unul față de celălalt, nu mai avem timp să ne cunoaștem unii pe celălalt, nu mai avem timp să ne cunoaștem care sunt motivațiile celuilalt. De ce anume face soțul ce face? De ce se poartă soția într-un mod ciudat? Problema este că nu mai comunicăm între noi. Dacă ne-am face timp să discutăm unii cu ceilalți, viața noastră s-ar schimba. Viața noastră s-ar schimba. În momentul în care ne cunoaștem unii pe ceilalți, totul capătă o altă nuanță. Ai un coleg dificil la serviciu. Mă, ce-i cu ciudatul ăla? Dacă ți-ai face timp să-l cunoști, poate ai constatat faptul că nu este un om ciudat. Poate chiar este un om grozav. Poate este o colegă minunată. Probabil dacă am trece dincolo de aparențe, multe, multe păreri s-ar schimba. Iubiții mei, Hristos ne învață în Evanghelia după Matei, capitolul 14, în acea întâmplare cu privire la samariteanul și cel căzut între tâlhari, că este foarte important să treci dincolo de aparențe. Să treci dincolo de aparențe ca să cunoști oamenii cât de minunați sunt, cât de frumos sunt. Despre ce este vorba? Un om spune, Scriptura se coboară de la Ierusalim la Ierihon. Drumul acesta, de la Ierusalim la Ierihon, era undeva spre 25 de kilometri. Drumul acesta era presărat cu diferite peșteri unde erau adăpostiți tâlhari. De regulă, dacă erai de unul singur pe acolo, tâlharii, dacă te vedeau, se aruncau supra ta, te jefuiau de lucrurile pe care le aveai, te băteau, te omorau, te aduceau într-o situație foarte disperată dacă nu te omorau. Efectiv, încercau să te nenorocească. Erau foarte multe jafuri, spun istoricii, și foarte multe crime pe drumul respectiv. Un om trece pe drumul respectiv. Când este văzut de către tâlhari, tâlharii se aruncă asupra lui, îi iau haina după el, îl jefuiesc de tot ce are, îl bat zdravăr, îl umplu de răni, îl lasă să agonizeze, are hemoragie puternică, crezând oamenii aceștia că în cel din urmă omul va muri. Din întâmplare, pe drumul acela, spune Domnul nostru Hristos, se coboară și un preot. Preotul vine de la Ierusalim. Mulți preoți și leviți locuiau în vremea aceea la Ierihon, pentru că era o viață puțin mai tihnită, mai liniștită. Ierusalimul era mai agitat. Dar omul acesta se duce din Ierihon la Ierusalim să slujească și după ce slujește la templu, adică după ce își face rugăciune, după ce aduce jertfe, după ce îi învață pe oameni să-i fie plăcuți lui Dumnezeu, omul acesta vine acasă și a terminat slujba. Și când vine, ce să vezi? Îl vede pe cel care agonizează între viață și moarte, cuprins de o hemoragie puternică, într-o situație jalnică. Dar când îl vede, spune Scriptura, evreul, când îl vede pe evreul lui, trece înainte pe alături.
Din întâmplare, pe același drum se coboară și un levit. Levitul era omul care cânta la templu. Era din echipa de laudă și închinare, era din corul bisericii. Era cel care slujea prin cântare la templu. Acum, în Biblie stă scris că cel cu inima bună să cânte cântări de laudă. Cine să facă bine dacă nu cel cu inima bună? Dar ce să vezi? Când îl vede cântărețul pe ăla plin de sânge, căzut acolo, trântit la pământ, dându-și ultima suflare de viață, trece înainte pe alături. Iată, dar și pastorul, ai putea să spui, zilor noastre și cântărețul zilor noastre, îl văd pe cel căsut între tâlhari, evreul lor, din națiunea lor, și când îl văd, se facă nu-l văd. Dar un samaritean, și acum fac următoarea precizare, între evrei și între samariteni, relațiile erau foarte stricate, foarte rele. Evreii spuneau felul următor în anumite tratate rabinice: dacă îl vezi pe un samaritean este gata să moară, lasă-l să moară. Dacă lasă să moară, faci o slujbă lui Dumnezeu. Dacă treci cumva prin Samaria și intri apoi în Ierusalim, știi ce să faci? Când ieși din Samaria, să te duci să scuturi bine praful de pe picioare, ca nu cumva să duci praf spurcat din Samaria în țara lui Israel. Dacă n-ai un ulei de măsline din țara lui Israel, excepțional vorbim lucrul acesta, auzi, să nu cumva să cumperi din Samaria, să nu cumperi un de lemn din Samaria, să nu folosești nimic din cei din Samaria, pentru că samaritenii sunt oameni, spuneau, spurcați, oameni păcătoși. Pentru că samaritenii aveau o chestiune ciudată. Pe de o parte slujeau lui Dumnezeu, pe de altă parte slujeau și unor Dumnezei străini. Și aveau un fel de copy-paste la ceea ce se întâmplă în Israel, în Ierusalim, dar cu anumite ajustări în funcție de popoarele din care ei făceau parte. Pentru că samaritenii erau acei oameni care au fost aduși de către anumiți împărați în țara lui Israel și fusese, mă rog, evreii fusese dus în robie și acum trebuia cineva să locuiască locurile respective. Și ăștia sunt oamenii pe care au dus împărații pe pământul lui Israel, în țara lui Israel, atunci când evreii fusese dus în robie. Evreii s-au întors din robie, dar ce să vezi, erau alții acasă care erau stăpâni la ei acasă. Și de aici toată disputa și tot necazul cu samaritenii. Nu voiai să ai de face cu ei. Îi tratai în ultimul an. Erau cei mai păcătoși oameni în fața Pământului. Mai păcătoși decât grecii, decât romani, decât toți ceilalți. Samaritenii, spuneau ei, sunt talpa iadului. Dar uitați-vă să vedeți, Hristos ne învață că dacă treci dincolo de aparențe, vei constata, vei înțelege că în spatele unui samaritean poate să se ascundă un om fantastic, un om minunat. Ce om extraordinar este samariteanul acesta. Este într-o călătorie. Și într-o călătorie să te apleci la cineva care este plin de sânge, să-l iei în brațe, să te pătezi, să stai toată noaptea să-l îngrijești. Păi noaptea se doarme, te odihnești. Ăsta strică, ai putea să spui, o noapte ca să aibă grijă de un evreu care îl disprețuiește pe el. După aceea se duce la recepționerul hotelului. Îi spune felul următor: eu cred că mai are nevoie de încă 2 zile de îngrijire. Poftim, îți plătesc pentru aceste 2 zile. Mă cunoști, sunt om de onoare. Dacă cumva mai cheltuiești ceva, când mă întorc, plătesc totul. Uită-te să vezi ce om fantastic este samariteanul acesta. Dincolo de aparența națiunii lui, dincolo de aparența naționalității, a felului de a fi, a religiei lui, este un om fantastic. Pentru că ei puneau lucrurile puțin așa în compromis, lucrurile spirituale ale lui Israel cu lucrurile altor neamuri. Era o problemă dubioasă din punct de vedere spiritual, ai putea să spui. Dar uite-te să vezi dacă treci dincolo de aparențe, ce om fantastic găsești. Ba mai mult, Hristos le spune ucenicilor să se ducă în toată lumea, inclusiv în Samaria, să predice Evanghelia. Pentru că oricine va crede și se va boteza să fie mântuit. Iubiții mei, noi trebuie să trecem dincolo de aparențe. Trebuie să ne determinăm, să ne hotărâm, să trecem dincolo de aparențe. Nu-ți fie greu când se termină slujba să vorbești cu fratele tău, cu sora ta din biserică. Vezi la ce se mai gândește, vezi ce nevoie are, vezi pentru ce ai putea să te rogi, vezi cum ai putea să-i fii de folos, vezi cum ai putea fi o binecuvântare pentru el. Fă-ți timp câteva minute să discuți cu colegul tău de birou, să discuți cu acel coleg al tău de la serviciu, de la unitatea în care lucrezi, colegul tău de clasă, de facultate. Fă-ți câteva momente să saluți pe vecinul tău, să vezi ce mai face, cum este. Să nu ne fie greu să ne cunoaștem unii pe ceilalți. De asemenea, hai să ne reîntoarcem la ce am practicat înainte de căsătorie. Atunci toată lumea avea timp de celălalt. După ce vin problemele, după ce vin copiii, nu mai avem timp să discutăm unii cu ceilalți. Discutăm eventual ce-a făcut cu tărescu, ce-a făcut mama, ce-a făcut soacra, ce-a făcut tata, ce-a făcut fratele, ce-a făcut pruncii, dar nu mai avem timp să ne cunoaștem unii pe ceilalți. Mai avem timp să ne deschidem sufletul unii înaintea celorlalți. Ca să ne meargă bine în viață de familie, haideți să ne deschidem sufletul unii în fața celorlalți. Iubiții mei, dincolo de aparențe,
Putem să găsim niște oameni fantastici, ne putem cunoaște unii pe ceilalți. Frate Adrian, frate și soră, dragi prieteni, citesc în istorie, în urmă cu ceva vreme, că într-o cetate săsească de la noi din România, din Transilvania mai exact, o cetate a spus în felul următor, conducătorii acelei cetăți, nu suntem de acord să se despartă o familie, un soț și o soție, decât dacă, înainte de a se despărți, petrec o lună undeva închiși într-un turn al cetății. În luna respectivă n-au altceva de făcut decât să stea închiși acolo unul cu celălalt, nu pot să iasă de acolo, li se aduce mâncare, dar au o singură saltea, au o singură farfurie, o singură lingură, un singur cuțit, o singură furculiță și nu mai pot să vorbească cu nimeni decât ei doi. Doar ei doi sunt acolo, doar ei doi pot să vorbească. Și consemnează istoria că din vreo 100 de cazuri, erau mult mai puțin de divorțuri atunci decât astăzi, din 100 de cazuri, din 100 de familii care aveau probleme, pe o perioadă oarecare de timp, în cel din urmă se ajunge la divorț doar într-o singură situație. Doar o familie a ajuns în cel din urmă să spună vrem să ne despărțim pentru că nu mai putem să mergem înainte. Toate celelalte cazuri, s-au rezolvat, toate celelalte probleme s-au rezolvat. Pentru că omul când stă și vorbește cu cealaltă, spune, uite ce cred eu. Și tu spui, uite ce cred eu. Uite ce m-am așteptat eu. Și tu spui, uite ce mă aștept de la tine. Lucrurile se rezolvă. În experiența aceasta pastorală pe care prin bunătatea Domnului am acumulat-o, în acești 17 ani de pastorație, am realizat faptul că cele mai multe probleme se pot rezolva. În general, cele mai multe probleme se pot rezolva. Dacă cei doi soți vor să-și rezolve problema, orice problemă se poate rezolva. Dacă vrei să-ți rezolvi problema cu părinții tăi, cu socrii tăi, cu nații tăi, cu natele tale, poți să-ți rezolvi problema. Știți care este problema noastră? De ce nu ne facem timp să discutăm unii cu ceilalți? Este frică să nu fim răniți sau din aroganță. Avem o părere grozavă despre noi. Noi suntem grozavi, ceilalți greșesc. Mă rog să ne ajute Bunul Dumnezeu să trecem dincolo de aparențe, să trecem dincolo de toate rețelele noastre, amin, să înțelegem că putem găsi niște oameni fantastici lângă noi. Dragii mei, dincolo de aparențe ne putem cunoaște unii pe ceilalți. Și în al patrulea rând, dincolo de aparențe, dacă trecem dincolo de aparențe, vom învăța următorul lucru. Nu suntem învinși decât dacă ne resemnăm. În copilărie, eu și fratele meu am avut porumbei. El încă are foarte mulți porumbei, porumbei de concurs, are rezultate fantastice. Dar eu m-am lăsat de sportul acesta. Dar mi-a rămas în minte o imagine din copilărie. Când cumpăram câte un porumbel, veneam acasă împreună cu fratele meu și tăiam penele de la o aripă. Nu tăiam penele din amândouă aripile, ci doar de la o aripă. Pentru că în momentul în care un porumbel voia să zboare, dacă avea penele de la amândouă aripile tăiate, risca să ajungă la vecini. Pentru că se ridica undeva pe un coteț, pe ceva clădire și de acolo din aproape, putea să zboare. Dar dacă erau tăiate doar de la o aripă, în momentul în care dădeau să zboare, se dădeau peste cap și cădeau. Așa făceam de fiecare dată, când cumpăram un porumbel, să nu mai plece la cel de la care l-am cumpărat, să se obișnuiască la noi acasă, îi tăiam penele de la câte o aripă. După vreo câteva săptămâni sau câteva luni, în care noi am crezut că e suficient timp să-și uite fost acasă și să se obișnuiască cu noua lui casă unde locuim noi, smulgeam penele tăiate din aripă și lăsam să crească pene noi, pene complete. Le creșteau penele în aripa respectivă, penele erau complete la amândouă aripile, dar se întâmpla un porumbel care încercase de mai multe ori înainte să zboare și nu putea să zboare și se lovea că pica. Acum când avea penele complete, nu mai încerca să zboare, efectiv se resemna, se dădea pe tot. Trebuia să-l aruncăm de foarte multe ori în sus ca să realizeze că are aripile complete și că poate să zboare. Ce am realizat eu atunci? De multe ori eșecurile, de multe ori experiențele negative ne împiedică să vedem realitatea din jurul nostru. Dumnezeu are pentru noi un viitor fantastic. Dumnezeu are pentru noi un prezent fantastic. Nu înseamnă că dacă noi, amin, cândva am căzut spiritual, nu ne mai putem ridica. Nu înseamnă că dacă ai avut probleme în viața de familie, nu mai poți să-ți rezolvi probleme de familie. Nu înseamnă că dacă ești bolnav, nu poți să fii vindecat. Nu înseamnă, amin, că dacă ai o criză financiară, nu poți să-ți depășești criza financiară. Iubiții mei, noi suntem învinși doar dacă ne resemnăm. Câtă vreme nu ne resemnăm, nu suntem învinși. În Evanghelia după Matei, capitolul 14, ni se prezintă un tablou fantastic. Este noapte, este o furtună năprasnică pe Marea Galilei, o mare care este interesantă undeva la 21 de kilometri lungime și vreo 12 kilometri lățime. Dar în ciuda faptului că este o mare mică, cum o numesc unii teologi, marea aceasta are parte de niște furtuni fantastice, foarte puternice, niște curenți foarte mari, care efectiv stârnesc niște furtuni foarte puternice. Ba mai mult în vremea aceea, bărcile erau foarte modeste. Nu erau embarcațiuni ca și în zilele noastre, erau foarte modeste. Și în timpul nopții,
furtuna este deslănțuită, ucenicii sunt pe mare. Și la un moment dat, în timp ce ucenicii sunt pe mare, vine Hristos la ei. Când ei îl văd pe Hristos, încep să țipe care mai de care. Și spun, este o fantomă, este o nălucă, tot țipă. Hristos le spune în felul următor, nu vă temeți, eu sunt. Când Petru evreul aude acest eu sunt, își aduce aminte de un alt eu sunt care i-a vorbit lui Moise în rugul aprins. Și atunci spune, Doamne, dacă Tu ești, poruncește-mi să vin la Tine pe ape, ceva nemaipomenit. Și Domnul îi spune, vină la mine pe ape, Petre. Și spune Evanghelia că Petru coboară din barcă, pune piciorul pe apă, când pune piciorul pe apă, simte tare sub talpa piciorului, plin de curaj, pune și celălalt picior pe apă și spune Evanghelia că Petru a început să umble pe ape. Dar la un moment dat își ia privirea de pe Hristos și se uită la circumstanțele din jurul lui. Ce să vezi în jurul tău? Decât furtună, decât mare înfurtunat, decât vânt puternic. Și când îți iei ochii de pe Hristos și te uiți la circumstanțe, începi să te temi și începi să te afunzi. Și asta se întâmplă. Câtă vreme a privit pe Hristos, a avut credință că ajunge la destinație, că totul se va sfârși bine. Dar acum își ia ochii de pe Hristos, se uită la circumstanțe și începe să se afunde. Când începe să se afunde, cei mai mulți dintre noi am fi spus, mă, eu am făcut ce am putut, eu am făcut ce am crezut că trebuie să fac, asta este, așa mi-a fost scris. Petru nu face asta. Petru spune, și Domnul vine la Petru, îmi plăce ceva fantastic. Nu știu dacă ai remarcat acest detaliu, prietene drag, dar dă-mi voie să le împărtășesc. Zice Scriptura că l-a luat Domnul pe Petru de mână, la smulzi în ape și apoi au intrat în corabie. Dacă despre samaritanii se spune că a fost luat, l-a luat în brațe, samaritanul l-a luat în brațe pe cel căzut între tâlhari, l-a pus pe azil, l-a dus la han, a îngrijit de el, aici ni se spune că au intrat în corabie. Ce înseamnă aceasta? Petru umblă pe ape, la un moment dat ia privirea de pe Hristos, se uită la circumstanțe, începe să afunde. Strigă, Doamne, salvează-mă! Domnul îi întinde mâna, smulge din ape și apoi de mână cu Iisus Petru umblă din nou pe ape. Ca noi să înțelegem peste vremuri că nu suntem învinși, nu suntem biruiți decât dacă ne resemnăm. Decât dacă spunem, asta ne este, n-am fost cu minți, ne-am hazardat să umblăm pe ape, acum ne necăm. Și atunci ești învinși. Dar câtă vreme l-ai pe Hristos lângă tine, poți să spui, Doamne, scapă, Doamne, ajută-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, dă-mi pâine pe masă, Doamne, ajută-mă, Doamne, dă-mi putere să mă ridic din căderea mea spirituală. Am probleme în viața de familie, dar te rog frumos să mă ajut să mă duc mai departe. Câtă vreme îl avem pe Domnul, nimic nu este pierdut. Una dintre cele mai dramatici povesti de viață este a lui Abraham Lincoln. Rămâne orfan de mamă la o vârstă foarte fragedă. Undeva pe la 90 ani trebuie să muncească ca să-și ajute tatăl să aibă din ce să trăiască. Se logodește. Când se logodește, totul este pregătit de nuntă. Află că soția lui s-a îmbolnăvit, moare soția lui. Viitoarea lui soție, putea să spui, logodnica lui moare. Totul era pregătit și moare logodnica. 6 luni de zile ajunge în sanatoriu să se recupereze emoțional. Se bagă de 2 ori în afaceri. Ascultați-mă, se bagă de 2 ori în afaceri. Pierde totul. Prima tură. Încearcă încă o tură de afaceri. Își ia bani împrumut. 16 ani tot își plătește datoria. Ca să scape de datoria aceasta, a intrat a doua oară în faliment și tot plătește 16 ani datoria celui de-al doilea faliment. Se căsătorește omul acesta, are 4 copii. 3 din ei mor. Unul singur supraviețuiește. Omul acesta intră în politică. Bun înțeles, de la facultate de drept, cade la drept. Intră în politică. Eu am făcut așa un calcul, cam 4-5, din 4-5 încercări, dacă una este o încercare reușită. Restul, toate campaniile electorale le pierde. Și cu toate acestea, în cel din urmă, omul acesta, Abraham Lincoln, ajunge președintele Statelor Unite ale Americii. Un om credincios, un om plăcut lui Dumnezeu, un tată grozav, un soț grozav, un președinte excepțional. Se spune despre el că este unul dintre cei mai mari președinți ai Americii. Unii spun că este chiar cel mai mare președinte al Americii. Un om fantastic, un om al lui Dumnezeu, un om credincios. De ce n-a fost învins de o soartă atât de potrivnică? Uitați ce viață dramatică a avut acest om. Câte insuccese profesionale, falimente, întreceri electorale pierdute, decese în viața de familie, câte și mai câte necazuri și cu toate acestea, Abraham Lincoln s-a ridicat și a mers mai departe, înțelegând că nu ești învins decât dacă te resemnezi. Nu știu care este problema ta, nu știu care este falimentul tău, nu știu care este situația ta, dar ascultă-mă, nu ești învins decât dacă spui nu pot merge mai departe.
Dacă ești ca Petru, simți că ți-ai luat privirea de pe Hristos. Câtă vreme te uiți la Hristos, ești încrezător. Înțelegi că Domnul este în control, înțelegi că Domnul este atotputernic. Marea noastră problemă este că ne luăm privirea de pe Hristos și ne uităm la circumstanțele din jurul nostru. La o familie problematică, la un copil care nu ne mai ascultă, la un tată care parcă nu se mai lasă de prostiile lui, la o soție care te înșală, la o situație dramatică, la o criză financiară, la o inflație foarte puternică, la un război, la o boală năprasnică și când le vezi pe toate acestea spui, nu se mai poate face nimic. Nu este adevărat. Cu Dumnezeul nostru se poate totul. Dragul meu, dacă vei trece dincolo de aparențe și te invit împreună cu mine să trecem dincolo de aparențe, vom înțelege că nu suntem învinși decât dacă ne resemnăm. Câtă vreme ai viață, câtă vreme ai timp, câtă vreme mai ai resurse și cea mai importantă resursă este Dumnezeu, mărit să fie numele. Câtă vreme l-ai pe Dumnezeu cu tine, nu ești învins, oricare ar fi situația ta. De aceea, du-te mai departe și Dumnezeu îți va da biruință. Iubiții mei, este atât de important să trecem dincolo de aparențe. De ce? Ce găsim când trecem dincolo de aparențe? În primul rând, aflăm că suntem într-un război spiritual. Fiecare dintre noi ne găsim într-un război spiritual. Dacă am realizat lucrul acesta, probabil, când ar fi să mai dăm câte o replică, să ne certăm sau să păcătuim într-un fel sau altul, ne-am gândit puțin mai bine. Mă, în spatele tuturor acestor lucruri nu sunt anumiți oameni, ci diavolul care vrea să ne distrugă. Hai să ne păstrăm viața frumoasă, plăcută Domnului. Dincolo de aparențe, afli că ești ceea ce faci și nu ceea ce crezi. De asta este foarte important să fim ceea ce ne dorim să fim, să trăim o viață frumoasă. Dincolo de aparențe, realizăm, găsim lucrul acesta, așa nume că sunt oameni minunați lângă noi. Ne putem cunoaște unii pe ceilalți și din dușmani, din oameni care ne certăm poate toată ziua sau ne facem o viață greu de celorlalți, putem să găsim niște prieteni adevărați, o soție minunată, un soț minunat, un tată fantastic, copii extraordinari, colegi extraordinari. Treci dincolo de aparențe. Nu-ți mai fie frică să cunoști oameni. Vei găsi oportunități fantastice. Dincolo de aparențe sunt niște oameni minunați. Fă-ți curajul să-i cunoști, chiar dacă ai avut dezamăgiri, chiar dacă ai avut decepții și Dumnezeu te va binecuvânta. Și poate cel mai important, dincolo de aparențe, găsește acest adevăr extraordinar de important pentru tine și pentru mine. Nu ești învins decât dacă te resemnezi. Nu te-am bătut. Câtă vreme îl ai pe Dumnezeu cu tine, toate lucrurile sunt posibile. Câtă vreme îl ai pe Dumnezeu cu tine, poți muta munții din loc. Hristos a spus că cine are credință, amin, și se subînțelege credința puternică în Dumnezeu, poate să facă imposibilul. Zicea Hristos, dacă aveți credință, cât un grăun de muștar veți spune acestui munte, ridică-te și aruncă-te în mare. Ceva omenesc vorbind, imposibil, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Mă rog din toată inima să ne ajute Dumnezeu să trecem dincolo de aparențe. Spune Scriptura așa de frumos că Moise păștea turma socului său. Și asta o făceam fiecare zi. Mergea în același loc, cu aceleași oi, avea grijă de ele, dar într-o zi a trecut dincolo de obișnuit. Și dincolo de obișnuit a avut parte de experiențe fantastice. Și acolo începe marele plan al lui Dumnezeu cu viața lui. Să ne ajute Domnul să trecem dincolo de obișnuitul nostru, dincolo de aparențe și să vedem ce lucruri fantastice ne pregătește Dumnezeu. A lui Dumnezeu să fie toată gloria și cinstea în vecii vecilor. Amin. Amin, frate păstor. În seara aceasta ne-am bucurat de acest cuvânt și de faptul că avem ce învăța din acest cuvânt. Ne cheamă Domnul să înfăptuim și să facem lucruri pe care ne îndeamnă Domnul în Sfânta Scriptură. Aș vrea în seara aceasta să continuăm într-o rugăciune și pentru cei care sunt prezenți pe live în seara aceasta aici, pe telefon îi văd, pentru toți cei care au scris cauze, pentru cei care sunt în seara aceasta în locul acesta și urmăresc transmisiunea aceasta în direct, vreau pentru fiecare cauză ca Dumnezeu să lucreze. Pentru cei care sunt bolnavi, să înălțăm această rugăciune ca Domnul Iisus Hristos să-i vindece. Pentru cei care au nevoi speciale, nevoi pe care le-au pus în fața lui Dumnezeu și numai Domnul le poate rezolva, pentru aceștia să ne rugăm. Să ne rugăm pentru suflete care poate pentru prima oară sunt în locul acesta și au înțeles mesajul acesta, au simțit o chemare din partea lui Dumnezeu în seara aceasta. Să ne rugăm pentru toți cei prezenți, pentru toți cei care au fost și cei care vor urmări poate în altă zi. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Amin. Frate păstor.
Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru clipile acestea pe care am putut să le petrecem împreună. Mă rog în această seară să ai în vedere fiecare situație specială. Doamne, dacă sunt oameni care au nevoie de iertare, mă rog să-i ierți în această seară. Dacă sunt oameni care au nevoie de ridicare, te rog să-i ridici. Dacă sunt oameni care au nevoie de vindecare fizică, te rog în această seară să-i vindeci. Te rog să te atingi de fratele Adrian, să-i dai sănătate de plină. Te rog să te atingi de toți frații, de toate surorile care în această seară sunt împreună cu noi sau vor urmări această emisiune după aceea. Mă rog din toate inima și dacă au anumite probleme de sănătate, mă rog să-i vindeci. În numele lui Iisus Hristos te rog frumos să-i vindeci. Mă rog pentru cei ce au anumite necazuri emoționale, te rog, Doamne, atinge-te de ei cu bunătatea ta, cu harul tău și dăruiește-le sănătate emoțională, dă-le vindecare. Mă rog, Doamne, pentru cei care au probleme în viața de familie, mă rog să vii cu pace, mă rog să vii cu înțelegere, mă rog să vii cu armonie în familia lor, Doamne, adu raiul, adu cerul tău în casa noastră și îți mulțumim că ne asculți. Mă rog, Doamne, pentru cei ce au probleme financiare, Doamne, Dumnezeule, Tu ești în control. La Tine este pâine din belșug, Doamne. Mă rog să dai pâine din belșug pe mesele noastre, slăvit să fie numele. Amin. Doamne, Dumnezeu nostru, avem nevoie de Tine mai mult ca oricând. Te rugăm, întinde-ți mâna peste fiecare dintre noi cu bunătatea Ta, cu harul Tău, cu durarea Ta. Doamne, binecuvântează-ne pe fiecare dintre noi. Îți încredințăm viața noastră, familiile noastre, amin, destinele noastre. Punem totul în mâna Ta și proclam prin credință vindecare. Proclam prin credință sprijin și ajutor, Doamne, din partea Ta, pentru fiecare dintre noi. A Ta să fie toată gloria și cinstea. Iar a noastră, Doamne, să fie credința și ascultarea de Tine. Amin. Amin. Dragi frați și surori, Domnul Iisus să vă binecuvinteze acolo în locurile unde sunteți în această seară. Chiar dacă este târziu, să știți că contează că ați rămas împreună cu noi în timpul acesta. Nu uitați că în formatul acesta ne mai întâlnim și în alte seri, așa împreună cu fratele păstor, cu fratele păstor Dan Lucaci de la Biserica Pentecostală Învierea Oradea, acolo unde și dumnealui vă așteaptă, dacă sunteți de prin zonă, de în apropiere, acolo puteți să veniți și să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu și să primiți în fiecare duminică un cuvânt din partea lui. În seara aceasta, frate Dan, vreau să aduceți un salut publicului care este, fraților, surorilor, prietenilor și apoi să încheiem această transmisiune. Haideți să trecem dincolo de aparențe. Ne așteaptă vremuri minunate. Ne așteaptă dincolo de obișnuit, dincolo de aparențe. Amin. Am avut o întrerupere. Nu s-a auzit foarte bine. Cred că dacă mai puteți să repetați, îmi cer iertare, dar... E regulă. Spuneam, frate Adrian, frați și surori, să trecem dincolo de obișnuit, dincolo de aparențe, pentru că dincolo de obișnuit și aparențe ne așteaptă vremuri fantastice, ne așteaptă oameni minunați pe care îi putem să-i cunoaștem și mai presus de toate, experiențe noi și frumoase cu Dumnezeu. Vă încredințez în grija Harului Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin. În seara aceasta am mai avut mici întreruperi, așa foarte scurte, n-am mai intervenit să deranjez predica, dar chiar au fost foarte scurte, de câteva secunde, în unele locuri, dar Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumim, amin, Domnului că am reușit să fim împreună în seara aceasta. Fratele păstor se află în Germania și de aceea este un alt loc unde este și în timpul acesta am reușit să slujim așa. Ne bucurăm că am putut să fim împreună. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frate Dan, să vă însoțească acolo la venire din Germania și în toate drumurile pe care le faceți, pe unde Dumnezeu vă conduce. Amin. Amin. Seara aceasta aici se încheie. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze, ne bucurăm că am putut să fim împreună. Nu uitați să distribuiți această transmisiune live și totodată să vă abonați și pe canalul de YouTube Radio Salmi, pentru că acolo mai o să punem toate emisiunile care le-am avut și le puteți reasculta.
și poate pe viitor ne vom transfera cu totul și în zona aceea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă doresc o seară binecuvântată, multă pace tuturor și vă așteptăm și data viitoare la această emisiune, la această transmisiune în care o să putem să fim împreună și să ne rugăm. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul, multă pace. Amin.